Hei, Dospoi Aiden aici. Când am început să joc NFS-uri, eram un kinder mic de prin anii 90 și Need for Speed 2, care se vede aici pe computer Windows 98, a fost primul NFS pe care l-am butonat în draci. De atunci și până acum au urmat multe NFS-uri, pe unele dintre ele le-ați putut vedea aici pe canal, fiindcă Underground 1, Underground 2 și Carbon sunt unele dintre preferatele mele. Mai există câteva care n-au fost atât de gustate de public, care se află în lista preferințelor personale. Unul dintre ele e un Need for Speed cu adevărat interesant. Undeva prin 2010 am avut primul contact cu Need for Speed Shift, lansat cu un an înainte, în 2009. Și atunci NFS a făcut un pas nu în față, nu în spate, ci în lateral și s-a dus într-o direcție cu totul și cu totul nouă. Observați că mi-am pus șapca World Endurance. Pentru că Need for Speed Shift este un simulator, sau cel puțin asta vrea să fie, vrea să fie un soi de simulator. Cât de simulator a fost, nu pot să vă spun pentru că e perfect jucabil din tastatură, însă e clar că există niște elemente acolo inspirate din lumea jocurilor de curse profi. Din punctul meu de vedere a ieșit bine și dacă mă uit la carcasă, de exemplu, se vede clar cum încercau să abordeze o nouă estetică, o nouă atitudine. Linii curate, linii mecanice, totul e despre mașină, totul e despre circuit acolo, nu mai e despre stradă, nu mai e despre tuning, deși există și elementele astea, dar aspectul general radiază expert racing și asta se simte în fiecare cursă din joc. Ok, am băgat discul în drive, l-am instalat pe Windows XP dintre toate Windows-urile din lumea asta, pentru că XP poate să ruleze fără probleme și jocuri din 2010 și cred că trebuie să facem împreună o cursă două ca să pot să vă explic de ce Need for Speed Shift îmi place foarte mult și acum și de ce e unul dintre NFS-urile mele preferate. Discul e în drive, sunt pe Windows XP, pe sistemul meu Windows XP. Observați că nu mai spun dual boot, o să revin cu un update despre sistemul ăsta, am făcut ceva modificări prin el. E fain că Shift nu are nevoie de activare online, așa că tot ce trebuie să fac acum este să dau click pe butonul play. Când am descoperit Shift, am rămas perplex. Mi se părea incredibil, wow, cred că e un pic cam tare. În prima cursă, cea de test, eram wow, grafica arăta incredibil. Mașina pare atât de vie în Need for Speed-ul ăsta, ai senzația că are masă, că se mișcă exact cum trebuie pe circuit. Din punctul ăsta de vedere, n-am ce să-i reproșez, e foarte fain făcut și au nimerit perfect atmosfera în Shift, atmosfera asta de cursă pe circuit. Parcă să mor eu, parcă ai senzația câteodată că miroase a cauciuc ars, dar nu trebuie să ne conectăm la EA și în oricum că serverele alea nu mai există. Și cum spuneam, încă din meniul principal, estetica jocului e una foarte profi. Totul e despre mașină, despre cursă, despre circuit. În modul carieră, că ăsta am început să-l joc acum, e super fain structurat, ai niște tiers din astea prin care trebuie să treci și cu cât adun mai multe steluțe, cu atât începi să deblochezi tot mai multe evenimente noi. Pe lângă asta ai și niște evenimente din astea invitational, unde vei putea alerga pe circuit cu niște mașini pe care nu le ai încă deblocate, nu le ai în garaj. Și apropo de garaj, asta e o chestie care îmi place foarte mult la Shift, felul în care... Oh, ok, am ieșit din carieră, scuze. Sunt niște comenzi pe tastatură ciudate, trebuie să apăs 1, de exemplu, ca să intru în My Garage. Aici am mașinile mele, deocamdată n-am deblocat altceva în afară de Cosworth-ul ăsta, dar e un narator care tot vorbește aici. E foarte tare pentru că le poți modifica cu upgrade-uri pe stage-uri puse sau chestii din astea de aerodinamică, race parts și în momentul în care îl duci până la un anumit nivel, trebuie să încarci toate benzile astea de aici, apoi poți să cumperi un kit Works. Kiturile astea Works sunt șmechere pentru că îți transformă mașina într-o bestie de circuit cu adevărat, adică nu mai rămâne nimic de upgradat acolo, mașina se transformă într-un bolid care pe circuit o să rupă tot ce prinde în cale și se transformă semnificativ, adică inclusiv aspectul vizual o să difere enorm. Există bineînțeles și o secțiune de tuning unde poți să umbli la setări de presiune, de exemplu la cauciucuri, steering lock, o grămadă de chestii, suspensiile, diferențialul, acum eu n-am modificat diferențialul pe mașina asta, cutia de viteze,
și chestii de aerodinamică. N-am prea umblat încă aici pentru că deocamdată în clasa asta de mașini e destul de simplu. Și voi intra în tier 2 în niște curse, nu știu, mixed event, car battle, hai să vedem în car battle aici ce se întâmplă, head-to-head competition între producători. Da, și toate sunt prezentate cu un clip din ăsta pompos înainte, RS4 vs M3 E92, astea sunt niște mașini super în shift, din punctul ăsta de vedere iarăși jocul încasează multe steluțe din partea mea, Camaro vs Challenger, era clar, nu? Da, știu. Îmi explică și acum trebuie să aleg una dintre cele două mașini cu care vreau să fac cursa. Challenger Concept, o, ce tare e făcut asta, un pic așa aducea mașină de poliție. Sau Camaro SS. Plus că, gândiți-vă, jocul ăsta e făcut în 2009 și arată încă foarte, foarte bine. Voi alege Camaro în semn de respect pentru fostul meu coleg de revistă, Marius Chinea, care știu că iubește mașina asta, iubește pur și simplu Camaro. După ce încarcă, are un mic moment de prezentare așa, eu cred că el încă mai încarcă ceva din cursă în fazele alea. Și după aia îți dă drumul direct pe asfalt. Eu îl înregistrez și cu fraps acum în paralel, așa că s-ar putea să meargă un pic mai greuț decât merge el de obicei. Am un Dodge în spate. Doamne, atât de mult îmi place felul în care se mișcă mașina pe circuit. Wow, contact. A, da, super tare partea asta cu contactul și cu izbeala și dacă ești super meseriaș pe circuit și abordezi virajele exact așa cum trebuie, nu cum fac eu, dacă urmezi trasa optimă, dacă ți respecti adversarii, atunci o să punctezi spre precision. Dacă te comporți ca un orc din universul Warhammer, dacă ești un barbar pe asfalt, atunci o să încasezi puncte de agresivitate. Ăla nici nu o să mă mai prindă. Great driving, super. Mi-a plăcut. Ha-ha, am reușit. Ha-ha, adun steluțe și puncte. 1 pentru Camaro, 0 pentru Challenger. Continue. Încă un car battle. Da, urmează. Iarăși încarcă și iarăși intrăm într-un car battle aici. Aggression points, de care vă spuneam. Ăstea le primești dacă rupi tot un cale. Și e super că punctele alea te ajută să crești în nivel și de asemenea primești și un badge unic personalizat în funcție de stilul în care ai condus. Hai să mai batem o dată. Cum ziceam, eu cred că încă încarcă un pic aici. Ok, mi-a pus Dodge în față acum. Și plec eu pe interior, nu-i rău. Ia să schimbăm un pic și camera. Stai, nu cu ce, cu V parcă? Cu ce schimbam camera? Nu mai știu. N? Nu, nu mai știu cum schimb camera. Trebuie să mă uit un pic în setări. Pentru că este și o cameră on board foarte fain făcută. Cred că-l fac aici. L-am făcut, sunt în față. Clean overtake, am primit ceva puncte pentru asta. Blocking point, că-l blochez, ăla intră la aggression. Dar cu tasta C văd că pot să schimb chestii de pe hood aici. Dar nu și camera. Și n-am acces la keyboard controls în timpul cursei, dar o să mă uit după aia și o să le modific. Și sunetul este impecabil în shift. Mașinile se aud exact cum ar trebui să se audă. Că gândiți-vă puțin cum arăta jocul ăsta în 2009. Era o schemă. Ăsta cred că nu mai pot lăsa în urmă. Op, am pierdut controlul. Op, ușor Camaro. Ușor. Ăsta nu cred că îl mai pot lăsa în urmă ca data trecută. E numai în fundul meu acolo. Va trebui să-l duc așa până la finish. Zero corners, master. Hai, nu mă miră. Wow. Mă încet, boy. M-a atins un pic acolo. Bineînțeles că există și mechanical damage, poate fi activat și mașina o să se defecteze în timpul cursei, ceea ce nu vrei să pățești asta. Nu vrei să ții damage prea mult, pentru că atunci chiar o să scadă performanțele și în special aerodinamica la mașinile mai performante, dacă e bebită, asta o să se simtă în viraje. Și acum astea sunt viteze acceptabile, 180 de km pe oră, nu e cine știe ce, dar în momentul în care ajungi la mașini extrem de rapide,
pe niște circuite foarte tehnice, acolo ai nevoie de aerodinamică, poate chiar de setările alea de aerodinamică. Țin minte că atunci când am jucat prima dată, îmi băgam nasul destul de mult prin setările respective, pentru că erau esențiale, aveai nevoie de ele. Acum, nu prea să mai casual așa de felul meu. Deci cred că e setat oricum pe medium, nu pe easy aici, dar e bine. Cum ziceam, a trebuit să-l duc până la finish pe ăsta, că nu n-a vrut să renunțe. Și s-a ținut bine după mine. S-a ținut chiar bine. Dar l-am bătut. Asta e tot ce contează. Bun. 3 steluțe, cash, pe care îl folosești să cumperi componente și mașini. Și niște puncte aici. Să văd că sunt pe Precision, asta e sigla mea personalizată, sunt pe Precision momentan, Master Badges nu am, continue. Un replay era acolo, dar trecem peste. Hai să vedem și alt fel de cursă pe niște circuite mai șmechere și ceva mai legendare. Dintre toate butoanele din lume, F este cel pe care nu l-am apăsat deloc, o să-l apăs acum. F era tasta cu care schimb camera. Nu știu de ce, am apăsat VASD, am apăsat orice, dar nu F. Camera on-board, delicioasă în shift, absolut delicioasă. Bine, eu acum joc într-un format din ăsta 5x4, pe un monitor pătrat, dar, hei, pe widescreen încă se ține bine de tot, încă se ține foarte bine. Nu, că-i fac, îi dovedesc pe fraier până la final, adică nu se poate. Și sunt numai două ture de circuit, nu o să fie mult. E fain cum apare un efect de blur, așa la un moment dat, în momentul în care accelerezi și e stompat interiorul. Exact senzația, nu te-ai concentrat la cursă și vezi doar mașinile din față. Cred că asta e ideea, e foarte tare realizată. Nu știu de ce shift nu e ținut minte drept un Need for Speed important în serie, sau poate mă înșel eu și este ținut minte așa, din punctul meu de vedere ar trebui să fie. E amestecul ăsta perfect de simulare cu arcade racing, care prinde bine, în special atunci când vrei să faci doar câteva curse, este bucur de un sunet spectaculos, de o grafică glorioasă și de o colecție de mașini cum rar există în jocurile din prezent. Aveau niște licențe șmechere de tot atunci ăștia, adică ajungi la un moment dat să concurezi cu Pagani sau... Da, Lamborghini, sunt niște mașini foarte faine în shift. Am făcut niște mizerii, am făcut niște prostii, am frânat ca un idiot, am mers mai mult ca tractorul, ca o combină John Deere, decât ca un Ford de curse. Sunt pe locul 8, dar nimic nu este pierdut. Mai am o tură întreagă în care să recuperez. Deci dacă o țin tot așa, cred că o să și ajung măcar în primii 3. Îmi taie mult și din frames frapsul în momentul în care înregistrez și încerc să mă joc în același timp. Dacă aș opri înregistrarea ar fi ceva mai bine, dar nu mi-a afectează neapărat condusul asta. Nu o să dau vina pe... Nu stau vina pe mediu. Făceau mulți gameri pe care îi știam în trecut când mergeam la sala de jocuri și jucam Counter, de exemplu. Nu jucau Counter bine din cauza tastaturii sau mouse avea o problemă, bila era pătrată din astea. Am zis bilă, mouse, dar numai, cred că numai cei din generația mai veche o să prindă glumița asta. Hai mă, hai că se poate. Până acum n-a recuperat nimic, adică am stat exact unde am rămas. Măcar poate pe virajele astea, dar nu cred. Și aici am intrat destul de binișor în el, în șicană. M-am apropiat din nou de pit și de zona de start-finish. A fost modificată intrarea asta în pit între timp pe Spa. În realitate mă refer, asta e versiunea mai veche a circuitului și ieșirea la fel se află într-un loc în care nu mai există acum. Doamne, dar nu reușesc nici cum să ajung lângă ăștia. Bun, și acum a agățat bine de tot că a trecut frapsul de limită. Wow, fraps, nu. Am oprit. Așa. Să revenim printre cei drepți. Am oprit frapsul pentru că o luase razna. Am o cameră de captură. N-am folosit-o încă pentru că mi-ar fi momentan imposibil în setup-ul ăsta cum e biroul pus pe aici să mai pun și
laptopul și să încep să prind așa imagini din jocuri, dar cred că până la urmă trebuie făcut, că văd că la astea cu pretenții Frapsul nu se descurcă. La jocurile până prin 2004 sau la jocuri de strategie unde nu e nevoie de grafică intensivă, da, merge perfect, dar după aia o cam ia un pic razna. Bă, dar chiar nu reușesc să mă apropii de ăștia din față deloc. Adică pe bune, am stat exact la același timp în spate și nu știu ce aș putea să fac mai bine de atât. Poate e nevoie de niște upgrades pe mașină, habar nu am. Și încerc să respect și indicațiile de pe Racing Line, dar degeaba, văd că pur și simplu nu-i pot prinde, adică 3 secunde constant am stat în spatele adversarului din față. Iar am greșit aici și m-am dus ca tractorul. Urăsc virajul ăsta. Și oricum furdulețul, după ce o ia un pic razna, greu îl mai aduci înapoi pe linia de plutire. Hai furdulețule, hai cutii, hai cutule. E un inside joke ăsta cu cutul din vremurile de facultate, dar am stat mult într-un astfel de Ford tipul facultății cu un prieten bun de atunci și multe prostii s-au făcut la volanul unui astfel de Ford Escort. Hai că poți să nimic, sunt la 5 secunde în spate, dacă n-am putut recupera secundele alea, nu mai pot recupera nimic. Concluzia, era foarte important să rămân în poziție din start, să câștig câteva locuri atunci și să încerc să rămân în față de la start, pentru că altfel AI-ul se ține bine pe circuit, nu prea face rubber banding, adică odată ce pornește rămâne așa și nu încearcă să recupereze. Iarăși am vorbit și n-am fost atent și m-am dus... O să mă duc afară. Păi n-am, în stilul ăsta nici nu am cum să recuperez odată vreo poziție, că am condus incredibil de prost. Incredibil de prost, dar ce trebuia demonstrat cu Need for Speed Shift, eu cred că a fost demonstrat cu vârf și îndesat. Este unul din jocurile faine, pe care e păcat să le ratați, mai ales dacă sunteți pasionați de mașini, de curse, atunci Shift merită din plin. E ce se vede. E un joc din 2009 când Electronic Arts încă făcea jocuri în care mai puneau cât de cât suflet. Shift 2 după aia s-a dus un pic într-o direcție care nu mi-a plăcut atât de mult. Nu, o să repet eu cursa asta și vă promit că o să câștig. Dar ăsta este Need for Speed Shift, unul dintre puținele NFS-uri cu valențe de simulator. Eu sunt Dospoi Aiden, am condus ca o cărămidă, ca o roabă cu moloz, dar hei, se mai întâmplă. Până data viitoare, vă pup pe sufletel, dați click pe butonul subscribe dacă n-aveți ce face cu clicurile voastre, aveți grijă de voi, pa, pa!